lucrările din ce în ce mai bune pe care le trimiteți. Niște lucrări care ne-au impresionat și ne-au făcut weekend-ul mult mai interesant. Și țin să vă felicit pentru asta. 80 de lucrări în acest an la ediția 6-a concursului Cartea pe care o iubesc. Și să mai spună cineva că tinerii nu citesc și stau doar cu gadgeturile în mână. Se înșeală amarnic. Eu de fiecare dată când am ocazia spun acest lucru, pentru că la mai toate concursurile și la toate provocările pe care Biblioteca Rosetti le-a lansat către voi, ați participat în număr mare, dar mai ales conținutul lucrărilor, a eseurilor, a desenelor, a creațiilor voastre a fost unul foarte, foarte bun și la un nivel destul de ridicat. Bună ziua, dragi elevi, bună ziua, dragi profesori, și vă mulțumesc mult că veniți chiar și aici la filiala Costânzeana a Bibliotecii Radu Rosetti. Știți că sediul principal a intrat în un proces de reabilitare și modernizare, dar tot spre binele nostru al tuturor, pentru că de la începutul anului viitor veți avea parte de o bibliotecă municipală, să zicem, unică în Moldova și printre puținele biblioteci de municipiu din țară care vor avea dotări de nivel înalt. Știu că vă interesează, o să vă spun că o să avem o sală dotată cu ochelari VR, o să avem pe partea de digitalizare sălile de internet vor fi dotate cu aparatură de ultimă generație și alte lucruri interesante pe care o să le descoperiți începând de anul viitor. Până atunci ne descurcăm cum putem și vă așteptăm când doriți să împrumutați carte sau să veniți la noi la Muzeul Municipal de Istorie. Acolo avem o bibliotecă foarte dotată, temporară, dar și aici la filiala Costânzeana. Și să revenim acum la concursul Cartea pe care o iubesc. Noi avem un pretext de dragobete să lansăm acest concurs. Vrem să fie la începutul anului și iată, ne ajungi la a 6-a ediție, concursul a debutat în 2018, iar de la an la an am observat un interes foarte ridicat din partea voastră. Tocmai de aceea am propus domnului primar ca ediția de începând de anul acesta, concursul să fie și bugetat. Sunt foarte bune diplomele, sunt foarte bune cărțile, dar cred că și premiile în bani sunt foarte importante, mai ales pentru voi cei tineri. Așa că e prima ediție din acest an în care Primăria Municipiului Ionești și Consiliul Local finanțează acest concurs. Îl avem alături de noi pe domnul viceprimar Adrian Jilcu. Am vrut să vină aici ca să confirme valoarea voastră și faptul că concursul acesta s-a bucurat de mare succes. Juriul este aici prezent, sunt colegele mele, Diana Manea, am să încep cu dânsa pentru că este și inițiatoarea acestui proiect. Haideți să o și aplaudăm. Doamna Doina Brumă, care este șef serviciu al Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, de asemenea susținătoare a acestui proiect, încă de la început. Și subsemnatul Ionu Stenghe. Nu în ultimul rând, colega noastră Mirela Năstasă, sperăm să te ridici, care are un ochi foarte, a aruncat un ochi foarte ager asupra lucrărilor, dar de comun acord am crezut că în acest an ne-a fost foarte greu să deliberăm și să aflăm cine este câștigătorul premiului special, adică al marelui premiu. Înainte de a dezvălui care sunt câștigătorii, cine va pleca acasă cu diplomă, dar și cu premii în bani, am să o rog pe inițiatoarea acestui proiect, Cartea pe care iubesc, pe doamna Diana Manea, să ne spună câteva cuvinte și să ne spună dacă anul viitor mai organizăm acest concurs. Absolut. Aș prefera să vorbesc fără microfon, cred că mă auziți. E bine? Da.
Bună ziua și bună regăsire, dragi iubitori ai concursului Cartea pe care o iubesc. Dați-mi voie să încep expunerea mea într-un stil nu tocmai academic și să spun, Doamne, ce lucrări bune ați scris și cât sunteți de grozavi. Vă felicit din toată inima. Mă bucur mult că în acest an pot fi împreună cu voi și vă mulțumesc atât în numele meu cât și a colegilor mei, cu care împreună de vreo 6 ani încoace, ne îngrijim de acest concurs dedicat cărții, lecturii și emoției. De ce spun și al emoției? Spun asta pentru că a fi îndrăgostit de o carte este un sentiment prea prețios pentru a rămâne cuibărit în sufletul vostru. El trebuie exprimat, pentru că tot ce e plin de emoție aduce emoție. Și ce poate fi mai frumos decât a fi îndrăgostit chiar și de o carte? Am îndrăznit să vă cerem să împărtășiți cu noi iubirea pe care o purtați în suflet pentru cartea voastră dragă și vă mulțumim că ați acceptat-o. Vă mulțumim pentru gândurile și cărțile ambalate în emoții și vă asigurăm că le vom păstra cu grijă în sufletul acestui concurs. Așa cum bine știți, concursul Cartea pe care o iubesc nu este un concurs de recenzii literare, ci unul în care aveți oportunitatea de a vă exprima iubirea pentru cartea aleasă, ceea ce ați și făcut majoritatea dintre voi. Anul acesta, așa cum spunea și domnul director, concursul nostru a ajuns la ediția a 6-a și a însumat 80 de lucrări. Școlile și liceele participante au fost Școala Gimnazială numărul 1, Școala George Călinescu, Școala Gimnazială Emil Racoviță, Colegiul Național Dimitrie Cantemir, Colegiul Național Grigore Moisil, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Liceul cu program sportiv Nadia Comăneci și Liceul Tehnologic Petru Poni. Și fiindcă știm acum și care sunt instituțiile de învățământ care s-au înscris în concurs, aș vrea să vă fac cunoscute și numele doamnelor profesoare de limba și literatura română, sub îndrumarea cărora lucrările voastre au intrat în concurs. Cristina Aivănesei, Paula Caudiș, Elena Bui, Elisa Maria Munteanu, Maria Cristina Dincă, Cătălina Gâdiorică-Ionescu, Gabriela Chermen-Pal, Gabriela Gârmața, Daniela Fiera, Elena Florina Mărgon, Andreea Salafet și doamna bibliotecară Roxana Căruce. Cele 80 de lucrări au fost jurizate de domnul director al Bibliotecii Ionuț Stenie, doamna Doina Brumă, șef serviciul relații cu publicul prelucrare documente, colega mea, bibliotecar Mirela Năstase și cea care vă vorbește, bibliotecar arhivist Diana Marea. Cărțile față de care vă declarați iubirea sunt cărți care v-au produs emoții. Asta este clar. Poate de aceea acest concurs este unul plin de emoții și sensibil. Pentru că cere ca voi să vă exprimați emoțiile pe care le-ați simțit în actul lecturii, atunci când v-ați întâlnit cu o carte specială. Dacă despre cărți, e mai simplu a vorbi, căci o recenzie de carte se face relativ ușor. Când vine vorba despre a exprima emoțiile pe care o carte le poate produce, e mai delicat. A vorbi despre emoția pe care ți-a produs o carte, e ca și cum ți-ai deschide inima și ai lăsa pe oricine să pătrundă în ființa ta. Și de ce să nu fie frumos să împărtăși în cele 4 zări iubirea pentru cartea preferată? Iubirea pentru cuvinte și cărți e pură. Iar puritatea e un pic din frumusețea acestei lumi. Iar faptul că ați ales să declarați iubirea pentru cartea voastră preferată vă face cu adevărat special. Să nu uitați asta. Ceea ce ne-a bucurat și mulțumit deopotrivă este faptul că pasiunea voastră pentru lectură v-a înălesnit întâlnirea cu cărți valoroase, care v-au învățat ce să alegeți atunci când erați debusolați. Și nu doar asta, dar cărțile v-au ajutat să vă descoperiți mai bine personalitatea și să aflați răspunsul la propriile întrebări existențiale. Am observat că pentru unii dintre voi cărțile sunt ca niște prieteni de nădejde sau locuri pline de liniște când vreți să evadați din cotidianul agitat. Iar pentru alții dintre voi, cărțile sunt provocări care vă ajută să vă descoperiți. Concluzia e simplă. Cartea vă este de un real ajutor, este ceea care vă însoțește și la bine, dar și la greu. Au fost câteva lucrări care m-au impresionat extrem de mult.
Să poți spune despre o carte, după ce o citești, că îți va rămâne în inimă o viață și o eternitate. Să spui că te-ai regăsit după ce mintea ți era propriul inamic și că în cele din urmă ai reușit să te accepți așa cum ești, înseamnă că ai descoperit adevărul despre lectură. Și anume, că lectura poate vindeca, mângâia și clădi oameni puternici. Astfel, deții nu doar adevărul, ci și puterea lui. Depinde doar de tine, drag elev, ce vrei să faci mai departe cu acest adevăr. Cărțile v-au ajutat să vedeți lumea altfel decât ați perceput-o până la momentul lecturii cărții pe care ați prezentat-o. Și asta nu e deloc lipsit de importanță și succes. Nici numele personajelor din cărți nu sunt mai prejos. De pildă, una dintre participante, ca să fie sigură că nu va uita niciodată numele personajului ei preferat, l-a asociat cu animăluțul ei de companie. Cărțile și personajele lor, poate fără să vă dați seama, scriu o fărâmă din destinul vostru. Iată puterea ascunsă a cărților și farmecul lecturii. Tot din micile voastre eseuri, am aflat că uneori colegii voștri vă privesc cu dispreț când vorbiți cu patos despre lectură. Iar asta vă determină să faceți din lectură o pasiune ascunsă. Sfatul meu, nu vă lăsați intimidat de astfel de atitudini și continuați să împărtășiți iubirea pentru lectură. Cine are urechi de auzit, va auzi și se va întovărăși cu voi. Va fi gata să meargă cu voi în călătoria spre carte și universul cunoașterii. Aveți doar răbdare. Oamenii cu aceleași pasiuni se întâlnesc la timpul potrivit. Așa cum voi v-ați întâlnit cu acea carte specială de care v-ați îndrăgostit atunci când a trebuit. Și dacă cititul e o formă de a gândi cu mintea altcuiva și în felul acesta te forțează să ți-o extinzi pe-a ta, cum frumos se zice una dintre participantele la concurs, atunci citiți și dezvoltați-vă mintea și imaginația. În lume există o mulțime de cărți interesante, dar unele merită să fie citite mai mult decât altele. Nu pentru că așa spunem noi, părinții sau profesorii voștri, ci pentru că sunt cărți care, odată terminate, te fac să-ți dorești să citești mai mult. Nu trebuie neapărat să citiți cărți ample, de mii de pagini. Și o carte subțire poate ascunde învățăminte valoroase și poate oferi clipe prețioase. Cărțile ne schimbă viața și voi știți asta. Niciodată nu vom mai fi la fel după ce am citit o carte. Cărțile ne șlefuiesc mintea, sufletul și lasă în noi urme fine sau adânci care ne modelează personalitatea. Așadar, citiți oricât și orice, dar citiți. Rămâneți aproape de cărți și dați-vă voie să vă îndrăgostiți de ele. Nădăjduim că acest concurs, prin participarea voastră, să fie un imbold pentru cei care încă nu s-au regăsit pe deplin în această frumoasă îndeletnicire a vieții, lectura de carte. Și ca să fim mai convingători, când vine vorba despre cât de grozav sunteți și cât de special vă face actul lecturii, vă cerem permisiunea de a posta lucrările voastre premiate pe site-ul bibliotecii noastre pentru a fi o sursă de inspirație pentru ceilalți elevi. De aceea, ne-am gândit și dorim să vă rugăm ca cei care veți fi premiați să ne trimiteți pe adresa de e-mail a bibliotecii fotografia voastră însoțită de o scurtă prezentare personală pentru a le posta alături de lucrarea voastră. Aș dori să închei expunerea mea felicitându-vă pe toți pentru ceea ce sunteți, pentru sinceritatea, originalitatea și emoția din lucrările voastre și, nu în ultimul rând, pentru faptul că citiți cărți într-o eră din ce în ce mai tehnologizată. Vă mulțumesc! Frumoase cuvintele colegei mele, doamna Diana Manea, care a pus foarte mult suflet alături și de ceilalți colegi, doamna Brumă, doamna Mirela, și acesta este scopul nostru al bibliotecarilor, să vă facem să iubiți din ce în ce mai mult cartea, lectura și prin evenimentele pe care noi le organizăm pentru voi, să fiți interactivi și să interacționăm cât mai mult cu cartea, dar și cu lucrurile frumoase care ne înconjoară. Și pentru că, nu știu, poate unii dintre voi ar fi fost foarte emotivi, n-ar fi vrut să trimită vreo lucrare, cu toate că au scris foarte bine, nu puteau fără cadrele didactice. Doamnele profesoare care zi de zi vă insuflă și vă încurajează să citiți și să
ne trimiteți lucrări dacă e vorba de acest concurs. Așa că vom începe premierea prin a le mulțumi și a le oferi un buchet de flori. O să-l invit pe domnul viceprimar Adrian Jilcu să le ofere doamnelor care au coordonat elevii un buchet de flori și o diplomă. O să începem aleatoriu, așa, cu doamna Cristina Ivănesi de la Școala Gimnazială numărul 1, iar pe voi elevii vă ajungă să le și aplaudați pentru că merită. Felicitări! Doamna Andreea Calapot, liceul cu program continuu, Nadia Comăneci. Sunt toate doamnele profesoare prezente aici, sunt foarte active și sunt apropiate ale Bibliotecii Radu Rosetti, ne cunoaștem de ani de zile, generații peste generații au venit împreună cu dânsele la evenimentele noastre. Doamna Paula Cauti, Școala Gimnazială numărul 1, de asemenea foarte implicată în tot ceea ce înseamnă partea de cultură și educație. Doamna profesor Elena Druc, Școala Gimnazială George Călinescu. Doamna profesor Daniela Florea, Colegiul Național Grigore Măsir. Felicitări și vă mulțumim pentru că încurajați tinerii să participe la astfel de proiecte. Doamna Raluca Cătălina Gâdioi Călinescu, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, de asemenea foarte implicată în tot ceea ce înseamnă proiecte culturale și educaționale. Doamna profesor Gabriela Chelemen-Pal, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi. Doamna bibliotecar Roxana Căruceriu, Liceul Tehnologic pentru Poni. Felicitări și vă mulțumim și dumneavoastră pentru implicare. Doamna profesor Elena Florina Miron, Colegiul Național Grigore Moisil. Nu în ultimul rând, doamna profesor Adina Elena Mitroiu, Colegiul Național Dimitrie Mantovian. Felicitări! De asemenea, nu sunt prezenți în sală, dar au coordonat, v-au coordonat și v-au recomandat, v-au sfătuit să participați la acest proiect. Doamna profesor Eliza Maria Munteanu de la Școala Gimnazială George Călinescu, doamna profesor Alina Cosma, Colegiul Național Dimitrie Cantemir, doamna Maria Cristina Dincă, Școala Racoviță, doamna profesor Gabriela Gârmacea, Colegiul Național Grigore Moisil, doamna profesor Lăcrămioara Mutoiu, Colegiul Național Dimitrie Cantemir, doamna profesor Elena Negoiță, Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Mulțumim încă o dată și sperăm ca și pe viitor să fiți alături de noi la acțiunile pe care le facem pentru tine și pentru comunitate. Să începem și premierea pentru elevii de gimnaziu deocamdată la concursul Cartea pe care o iubesc, ediția 6-a 2023. Bineînțeles, se vor credeți crescătoare și cu mențiunile mai întâi. Ciuti Irina Maria, tot înainte de Ioana Nicolae, este titlul cărții, profesor Cristina Ivănesi, Școala Gimnazială numărul 1. Dacă nu, o să dăm doamnei profesor. Aici este? Haideți, zicere. Haideți să o mai aplaudăm o dată, ca poate are emoții. Felicitări, Irina. Mențiune și pentru Mihalea Rareș, profesor Elena Druc, Școala Gimnazială George Călinescu. Toate pânzele sus, de Radu Tudoran, este cartea pe care a ales-o. Tot mențiune primește și Adam Emma Maria, Marile Aventuri ale Porcului de Crăciun, profesor Alina Cosma, Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Și ultima mențiune pentru gimnaziu merge la Anton Denisa Maria, profesor Maria Cristina Dincă, Școala Gimnazială Emil Racoviță. O să dăm doamnei profesor.
Premiul al treilea și un premiu în bani este câștigat de mânicuță Andana Nicoleta, profesor Elisa Maria Munteanu, Școala Gimnazială George Călinescu. Felicitări, o lucrare interesantă. Mai avem un premiu al treilea pentru Amatea Ida Gabriela, Ocolul Pământului, 80 de zile de jurgări, profesor Drug Elena, Școala Gimnazială George Călinescu. Felicitări! Am ajuns la premiile, la premiul al doilea, Bădău Caterina Luciana, de la Cantemir, profesor Adina Irena Mitroiu. Titlul lucrării, Școala pentru bine și rău. Felicitări! Bravo! Și tot premiul al doilea este câștigat de lucrarea tinerei Irina Mara Ciobanu, profesor Cristina Ivănescu, Școala Gimnazială numărul 1. Felicitări, Mara! O lucrare foarte bună! Premiul întâi pentru lucrarea portretului Dorian Gray, a Vasilaia Bianca Maria, Școala Gimnazială numărul 1, profesor Cristina Ivănesei. Felicitări, Bianca! Și un premiu în bani oferit de Consiliul Local și Primăria Municipiului Ionești. O să spunem la final un premiu de 150 de lei. Și tot premiul întâi, Hanganu Ariadna, Ariadna, profesor Adina Elena Mitroiu, Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Totul se termină cu noi, este titlul lucrării descrise și povestite de Colin Cumă. Și tot pentru gimnaziu avem și un premiu special al juriului pentru lucrarea Sfârșitul șoaptelor, decembrie 1989, Marin Irina Maria, profesor Adina Elena Mitroiu, Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Felicitări! Mergem la elevii de la participanții de la liceu, cu mențiune, capătă Sara Alexia, noaptea despărțirii, profesor Gabriela Gârmacea, Colegiul Național Grigore Moisil. Tot mențiune primește și lucrarea lui Darius Oprea, Frankenstein, profesor Mătrămea Autoriu, Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Bravo, Darius! Mențiune și pentru Istrate Antonia Raluca, cu A iubi un om ca tine, de Cristi Grosaru, bibliotecar Oxana Căruceriu, Colegiul Tehnologic pentru Moni. Felicitări! Și ultima mențiune pentru liceu, Mitroiu Elena Celestina, vândută la 13 ani, profesor Adina Mitroiu, Colegiul Dimitrie Cantemir. Felicitări! Premiul al treilea pentru lucrarea Cătălinei Petra Ardeleanu, profesor Gabriela Chelemenpai, Colegiul Tehnic Gheorghe Arsachi. Și tot premiul al treilea pentru Mihai Sergiu Nicolae, profesor Aluca Cătălina Gâdioi Călinescu, Colegiul Tehnic Gheorghe Arsachi. Premiul al doilea, Bianca Antonia Ciudor, Veronica se decide să moară, să moară, de Paolo Corecchio, profesor Andreea Calamon, liceul cu programul sportiv Nadia Comăneci. Felicitări! Premiul al doilea, Elena Moraru, povestea slujitoarei, profesor Elena Negurință, Colegiul Cantemir. Pentru lucrarea Dianei Mărășescu, fată din Bucăți, profesor Elena Florina Miron, Colegiul Național Grigore Moisil. Bravo! O lucrare foarte bună! Încă un premiu întâi pentru Andreea Larisa Lungociu, Chemarea Monstrului, de Patrick Mers, profesor Adina Elena Mitroiu, Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Iată ce
ce repede se termină, deși au fost foarte mulți premianți. De asemenea, am să vă rog să nu plecați, pentru că o diplomă de participare va primi fiecare dintre cei care au trimis lucrări la concursul nostru. De asemenea, premiile în bani se pot ridica pe baza cărții de identitate. Dacă nu aveți încă carte de identitate, veniți însoțit de unul dintre părinți, începând de mâine la Muzeul Municipal de Istorie, o căutați pe doamna secretară și intrați în posesia părinților, da? Crește suspansul. Îi păstrați pentru weekend, de asta uităm de astăzi. Am ajuns și la acordarea marelui premiu al concursului Cartea pe care o iubesc, ediția a 6-a. Uf, am să spun titlul lucrării, să vedem dacă știți despre ce e vorba. How to Use Your Enemies, de Baltazar Grațian. Bacalo Miruna Maria, Colegiul Național Agricol de la ISIL, profesor Daniela Florea. Iată, la știu de ce se așa scump în lume. Felicitări! Felicitări, dragi elevi, mulțumim doamnelor profesori, pentru că încurajați lectura și încurajați pe tinerii din Onești să descopere aceste cărți foarte frumoase. Cei care vreți să le găsiți, le puteți împrumuta de la Biblioteca Radu Roseti, acum la Muzeul Municipal de Istorie. Repede am să citesc și ceilalți participanți care primesc o diplomă de onoare din partea noastră și a primăriei. Și Lochi David Andrei de la Cartemir, Ciucu Maria Cristiana, Colegiul Cartemir. Am să vă rog să și veniți dacă vă auziți numele. Costea Maria Vanessa, Colegiul Cartemir. Tanga Elena Teodora, tot Cartemir. Mâșu Maia Marina, Școala Gimnazială numărul 1. Popa Ana Maria, Cartemir. Secară Sofia, Colegiul Cartemir, clasă. Martinaș Emilia Rafaela. Iaru Ianu, Ianis. Căruceriu Irina, Școala Gimnazială numărul 1. Nicolae Bogdan de la Cantemir. Apostol David Costin, Colegiul Național Cantemir. Barbu Maria Adelina, Cantemir. Plănaru Andreea, Cantemir. Budău Preda Ștefania, Colegiul Cantemir. Cristian Anastasia, Școala Gimnazială George Călinescu. Jumenski Maria, Cantemir. Leașcu Ștefan, Cantemir. Micul Luca Andrei, Colegiul Cantemir. Constantin Maria, Școala Gimnazială George Călinescu. Moraru Denisa Mihaela, Cantemir. Onel Mara, Școala Gimnazială George Călinescu. Pojonii Romina Paula, Cantemir. Popa Daria, Școala Gimnazială George Călinescu. Popa Daiana, de la George Călinescu. Potorac Patricia Gabriela, Emir Racoviță. Stupu Ștefan Alexandru, Cantemir. Zarzu Bianca Alexandra, Colegiul Cantemir. Și în ultimul rând, Uțoiul David Nicolae, Colegiul Național Dimitrie Cantemir. Să sperăm că anul următor o să primim și mai multe lucrări de participare și poate, domnule viceprimar, o să și dublăm premiile în bani, pentru că merită. Vă spunem noi, lucrările sunt foarte bune și o să fie din ce în ce mai bune. Vă mulțumesc mult pentru prezența. Nu înainte că 2 minute ca să spunem și participanții de la liceu. Andrioa Erica Iulia, Asaki, Apetri Andreea, Moisil. Dacă vă auziți numele, puteți să veniți să luați diploma de participare. Mamoi Maria, Gheorghe Asaki, Calu Francesca, Gheorghe Asaki, Ceangău Rareș Antonio, Colegiul Tehnic Gheorghe Asaki, Cioapă Maximilian, de la Asaki, Dima Ștefania, Asaki, Fichioș Alexia, Dimitrie Cantemir, Ceangră Paula Elena, Cantemir, Ghețu Daria Elena, Dimitrie Cantemir, Cuțanu Maria Elena, Dimitrie Cantemir, Mistreanu Marcel Alexandru, Gheorghe Asaki, Oproiu Mălina Narcisa, Gheorghe Asaki, Pălău Luca Martin, Dimitrie Cantemir, Pelin Miruna Ioana, Colegiul Dimitrie Cantemir.
Radu Dani Alexandra, Moisir. Strat Ilie Andreea Teodora Dimitrie Candemir. Panga George, Gărbia Sachi. Radu Catrinel Ștefania, liceu cu program sportiv Nadia Comănești. Flodia Ștefania, liceu cu program sportiv Nadia Comănești. Marina Andrei, Nadia Comănești. Udrea Rareș Gabriel, Cantemir. Carabă Carina Elena, Dimitrie Cantemir. Ioanei Ingrid, Dimitrie Cantemir. Puzlarul Roberta Taria, colegiul Dimitrie Cantemir. Popa Alexia Gabriela, Moisil. Rusul Denisa Ioana, Dimitrie Cantemir. Toderașcu Alexia Maria, Grigore Moisil. Și vizitiul Ruxandra Elena, Gheorghe Asachi. Iată! Iată ce listă lungă! De asemenea, nu uitați rugămintea colegii mele, Diana, câștigătorii să ne trimită zilele următoare o fotografie pe adresa de e-mail a bibliotecii, o găsiți pe Facebook, pe pagina Bibliotecii Rosetti, și o scurtă, un paragraf, o descriere personală ca să putem publica lucrările cu date despre autorii lucrărilor, pentru a putea fi văzute și citite de cât mai mulți. Vă scuzați! Acestea fiind spuse, vă doresc o după-amiază plăcută și vă așteptăm în continuare la Biblioteca Rosetti.